Unul din cinci români recunoaște că nu a citit niciodată o carte. Pe de altă parte, există o mulțime de persoane pentru care plăcerea lecturii nu poate fi învinsă. În plus, un român citește în medie o singură carte pe an. Fapt destul de trist dacă avem în vedere că în Ungaria se cumpără între 8 și 10 cărți pe an. Acum depinde ce citesc. Sunt tineretul care unii într-adevăr n-au timp decât vor să citească, alții... Mai... La voastră, de exemplu, când ați citit ultima carte? Ultima carte, cred că anul trecut. Cum vi se pare prețul cărților? Mare? Eu am o bibliotecă mai de dinainte, de vreo 2-3 sau mai mult, de vreo 6-700 volume, care mie nu le-am citit pe toate. Mai citim! Cărți! Cărți, iar reviste, mai citim, domnișoara. Cum e prețul cărții? Potrivit, nu e chiar așa, potrivit, depinde ce vrei să cumperi. Da, asta este. Dumneavoastră când ați citit ultima carte? Păi, acum să spun drept, pe 20 ianuarie. Ce carte a fost? Dă-ți-te, dar îl creangă, că ăștia îmi plăcea când eram copil la școală. Citește! Prețul cărților cum vi se pare? Foarte bun. Dumneavoastră când ați citit ultima carte? Ultima carte? Cred că cu vreo 2 ani. Ce carte a fost? Nu știu, nu mai amintesc. Nu mi-am amintesc chiar. Tineretul? Tineretul citește, cred. Dar mai mult cu internetul. Cel mai mult cu internetul, cu, eu știu, Facebook-ul. Noi mai citim așa câte o carte, mai rar așa. Mai citește. Tineretul? Cred, nu știu. Ce să vă spun? Prețul cărților, cum vi se pare? Păi, dar nu prea am... cumpăr cărți. Nu cumpăr. Care a fost ultima carte citită? Când ați citit-o? Nu mai țin minte. Nu cred. Cu internetul nu cred că mai citesc cărți. Prețul cărților, cum vi se pare? Nu știu. Pentru că nu cumpăr. Când ați citit ultima carte? Chiar nu mai știu. Tinerii mai citesc? Nu cred. O posibilă cauza numărului mic de cărți achiziționate este prețul destul de ridicat al acestora. Cărțile au fost văzute mereu ca o alternativă a petrecerii timpului liber, dar și pentru învățarea unor lucruri noi. Din păcate, tinerii din ziua de azi manifestă un interes mai ridicat față de internet și televiziune.